Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Dana Popescu sunt eu, urmează chiar acum știrile locale. Antena 3 Pitești, târgul tradițional de Sfântul Ilie, care are loc anual la Costești, s-a bucurat anul acesta de participarea președintelui executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone. Acesta a venit însoțit de fiul său, deputat de Suceava, și de reprezentanții conducerii partidului. A fost prima vizită la o filială de partid. Liderul PUSL a fost însoțit și de coordonatoarea de imagine a partidului, Lavinia Șandru. Cristian Popescu Piedone a fost primit cu căldură de mii de oameni care au ținut să-i vorbească și să-i strângă mâna. Președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal, Cristian Popescu Piedone, s-a aflat în mijlocul argeșenilor timp de câteva ore în ziua de Sfântul Ilie, pentru a sărbători alături de aceștia. Sfântul Ilie este protectorul orașului Costești și an de an este sărbătorit cu mult fast. Catedrala din oraș a fost sfințită de fostul patriarh Miron Cristea, iar la ceremonie a participat însuși regele Carol al II-lea. Ei bine, an de an, sute de turiști se alătură localnicilor la slujba de la Catedrala din Costești. De data aceasta a luat parte la ceremonie și liderul PUSL, Cristian Popescu Piedone. Acesta a fost însoțit de coordonatorul de comunicare al PUSL, Lavinia Șandru. La eveniment au fost de asemenea prezenți și deputatul PUSL, Vlad Piedone, și vicepreședintele PUSL, Iulian Cârlogea. Pentru început, Cristian Popescu Piedone a avut o întâlnire cu umaniștii argeșeni în cadrul unei ședințe. Apoi, însoțit de conducerea filialei județene a PUSL, a mers la târgul organizat cu prilejul sărbătorii Sfântului Ilie, unde a socializat cu oamenii. A stat de vorbă cu fiecare persoană, a participat chiar și la anumite activități. Ce sunt tot ce vă doriți? Așa vă urmăresc. Să vă ajute Dumnezeu după gândurile și inima voastră. Vreți să veniți acolo, alea. O vizită importantă, într-o zi de sărbătoare? Da, un moment deosebit pentru noi, pentru filiala Partidului Umanist Social Liberal. Cred că prezența domnului președinte executiv Cristian Popescu Piedone pentru noi a însemnat extraordinar de mult în această zi. Pentru noi este un imbold, este un mare plus. Practic, venirea dânsului aici ne mobilizează și sunt convins că cei care într-adevăr gândesc și vor să vină lângă noi, o pot face oricând. Domnul președinte Piedone e lângă noi, ne ajută, ne sprijină în așa fel încât să demonstrăm că cineva e lângă oameni, cineva se gândește la oameni. În această zi sfântă a celui care a prorocit ploaia și ocrotitor orașului Costești, într-adevăr am avut și o discuție la nivelul organizației Costești, unde am primit recomandări din partea președintelui și încercăm pe tot posibilul să ne achităm de aceste recomandări, pentru că este în binele și în folosul cetățeanului. Este o mare bucurie pentru noi, costeștenii, să avem în vizită în orașul nostru pe domnul Popescu, Cristian Popescu Piedone, și pe doamna Lavinia Șandru. M-am bucurat foarte mult să o cunosc. Este o adevărată luptătoare și în primul rând mă bucur că este membră în partidul nostru, pentru că partidul nostru are nevoie de asemenea oameni. Încrederea a venit și din rândul tinerilor, care sunt convinși că un partid tânăr și cu doctrină social-liberală va reuși să impună proiecte pe scena politică. Am văzut că face foarte multe lucruri bune în București, în sectorul unde este dânsul primar. Și cu siguranță ne-am dorit și noi în Pitești și nu neapărat în județul Argeș, să zic așa, un primar cum este domnul Piedone, cu siguranță. Cristian Popescu Piedone s-a simțit foarte bine la Costești, iar localnicii au ținut să-i vorbească și să-i strângă mâna. Liderul PUSL a rămas plăcut impresionat de căldura cu care a fost primit de toți cei prezenți la târgul de Sfântul Ilie de la Costești. S-a simțit în Argeș și iată ați venit la o sărbătoare, ați fost la umaniști. Cum ar trebui să se simtă orice român, acasă în România oriunde. Sfântul Ilie m-a adus astăzi aici, au nimerit, iar mă rog, târg, mulțime, puls real. Nu cămăși și nesuflecate. Ieri este nevoie de T0, da? Nu știu cât ani să putem implementa, dar noi așa mici, buturuga mică răstoarnă carnul mare, o luăm de la zero. Nu vă uitați la vorbe, nu vă uitați la promisiuni. Simțiți pulsul, este uman și nu umanoid. Încercați-o pentru ultima dată cu cine considerați. N-am să spun că PUSL-ul, n-am să spun că... Am să spun, mergeți înainte.
pe instinctul dumneavoastră. Partid B care vrea să fie alături de dumneavoastră, să respire necazurile și bucurile dumneavoastră, pentru că asta trebuie în România. Conduceți cu prudență, responsabilitate și numai în limitele legii, este mesajul pe care îl transmit polițiștii tuturor celor care tranzitează Transfăgărășanul. Pentru că în ultimele zile traficul pe acest drum a fost ridicat, polițiștii argeșeni împreună cu polițiștii sibieni au acționat în zonă pentru asigurarea unui climat de siguranță rutieră cu două echipaje cu motociclete, dar și cu echipaje auto din cadrul serviciului rutier Argeș și Sibiu. Haideți să vedem acum ce recomandări au oamenii legii pentru șoferi. Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri, dar în același timp unul dintre cele mai solicitante pentru conducătorii auto. În ultima perioadă, în special în weekend, s-au înregistrat valori ridicate de trafic pe DN7C Transfăgărășan. În acest context, polițiștii argeșeni împreună cu polițiștii sibieni au acționat în zonă pentru fluidizarea traficului și asigurarea unui climat de siguranță rutieră cu două echipaje cu motociclete, dar și echipaje auto din cadrul serviciului rutier Argeș și Sibiu. Polițiștii îi sfătuiesc pe conducătorii auto ca, înainte de a pleca spre acest drum, să se informeze cu privire la situația traficului din zona ce urmează să fie tranzitată. De asemenea, mașina trebuie echipată corespunzător și trebuie realizată o revizie tehnică pentru siguranța că aceasta se află într-o stare optimă pentru drum. Circulația pe Transfăgărășan se realizează cu viteză redusă, mai ales pe sectoarele unde sunt curbe sau în condiții de vizibilitate redusă sau carosabil ud. Atunci când asfaltul este umed, este necesară respectarea distanței corespunzătoare, ca în cazul în care este necesară o frână bruscă, aceasta să nu provoace un accident în lanț. Totodată, oamenii legii îi sfătuiesc pe conducătorii auto ca în cazul în care zona unde doresc să staționeze nu este prevăzută cu parcare amenajată, să oprească autovehiculele în afara părții carosabile, astfel încât să nu afecteze fluența traficului. Parcările neregulamentare, opririle pe partea carosabilă pentru un selfie, duc la îngreunarea sau chiar blocarea totală a circulației, îndeoseb pe tronsonul Bâlea-Lac-Bâlea Cascadă. Așadar, trebuie să dați dovadă de răbdare, înțelegere și fair play, astfel încât excursia tuturor participanților la trafic să nu se transforme într-o călătorie obositoare și deranjantă din cauza timpului petrecut inutil în trafic. Pompierii români sunt alături de greci în lupta cu incendiile de vegetație. Salvatorii detașați de la noi din țară vor avea intervenții pentru stingerea flăcărilor alături de omologii eleni, dar și de colegi greci și slovaci. Luni dimineața, pompierii români, componenți ai modulului național de stingere dislocat în Grecia, au ajuns pe insula Rodos, zonă puternic afectată de incendii. Astfel, modulul României, format din 52 de militari, s-a îndreptat către baza militară, locul unde vor fi cazați și vor alimenta cu apă autospecialele cu care vor acționa în zonele afectate de incendii. Sub directa coordonare a ofițerului de legătură elen, pompierii români vor începe misiunea de limitare a propagării incendiilor în zonele afectate din Rodos, alături de pompierii greci și slovaci. Pentru a 20-a oară, localnicii din comuna Șuici s-au adunat pentru a aniversa alături de fiii satului și aleșilor Ziua Comunei. Îmbrăcați în straie de sărbătoare, oamenii s-au adunat cu mic cu mare în sala modernizată a Căminului Cultural. Primarul Constantin Iatagan a păstrat tradiția, ținând să le ofere prețuire cuvenită elevilor meritoși din localitate, celor 15 vârstnici care au împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani, precum și celor 8 cupluri care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsnicie. Ziua Comunei Șuici la 20-a ediție a fost zi de sărbătoare și apreciere pentru locuitorii Comunei Șuici care s-au bucurat într-o atmosferă prietenoasă întâi de vizita oficialităților locale, județene și naționale. Astfel, alături de comunitatea locală, de președintele Consiliului Județean Argeș Ion Mânzână, de vicepreședintele Marius Nicolaescu, senator Cristina Stocheci, Tănăsesu Octavian, director economic ABAV, consilierii județeni Bogdan Balan și Nicoleta Nicolescu, primarul Comunei Șuici Constantin Iatagan a prezentat realizările administrației locale din ultimii ani din mandatul său. Sunt proiecte pe care comunitatea locală le-a cerut și pe care primarul a ținut să le implementeze. Aici, la Șuici, încă o dată vă spun, ați făcut amintirea cea mai bună, pentru că primarul dumneavoastră e un om răzbătător, se spate peste tot. E un om care umblă toată ziua pentru a obține fonduri. E clar că veniturile toți care comunității dumneavoastră nu va permite obiectivele pe care vi le propuneți. Atunci s-a prezut la alte surse, Consiliul de Țean, bani guvernamentali, proiecte europene și așa mai departe. La cât mai multe cete, la cât mai multe mandate, la cât mai multe voturi, la o sănătate.
și a Consiliului Local, noi o dăm personalizată, ținând cont că dumneavoastră sunteți coordonatorul principal de grădini la Consiliul Județean Argeș și în calitate de primar și vă doresc putere de muncă, succes și vă mulțumim de tot sprijinul acordat pentru localitatea și vă mulțumim. Primarul Constantinia Tagan a premiat cu ocazia Zilei Comunei Șuici elevii meritoși, cuplurile care au împlinit 50 de ani de conviețuire împreună și seniorii care au împlinit 80 de ani și au oferit plăcuțe de excelență tuturor celor care au sprijinit proiectele comunei sau au pus umărul la rezolvarea problemelor comunității locale din Șuici. A fost o zi de duminică de neuitat pentru cei mai mulți dintre cei prezenți care și-au îndreptat apoi pașii spre Zăvoi, unde a avut loc târgul de Sfântul Pantelimon. Filarmonica din Pitești a cucerit Sibiul pentru a doua oară consecutiv. Artiștii au fost prezenți pe scena din Piața Mare, unde alături de dirijorul Cristian Lupeș a performat la nai solista Gina Sandu. Momentul a adunat aprecieri și ropote de aplauze. Sibiul a găzduit ediția cu numărul 13 a festivalului Classics for Pleasure, eveniment la care Filarmonica din Pitești a fost prezentă pentru a doua oară și a adunat ropote de aplauze din partea publicului spectator. Concertul filarmonic dirijat de Cristian Lupeș, având-o ca solistă la nai pe talentata Gina Sandu, a încântat inimile sibienilor și ale vizitatorilor orașului vineri 21 iulie în Piața Mare din Sibiu, oferind o seară de excepție în cadrul festivalului. Evenimentul a fost un succes răsunător pentru Filarmonica Pitești și a întărit legăturile culturale dintre cele două orașe. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile locale Antena 3 Pitești. Dana Popescu sunt eu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc în continuare o zi cât mai reușită și să auzim numai de bine. La revedere!